Bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție a TOP Societăți Comerciale din județul Sălaș. Până lumea reușește să-și parcheze mașinile și să se locuie prin sală, cu permisiunea dumneavoastră 2-3 minute, 5 minute poate sumate, o să rugăm un colaborator de-al nostru și un cetățean de onoare al municipiului Sălaș să-și prezinte pentru 2-3 minute fiecare propunerea și invitația pentru dumneavoastră. Camera de Comerț și Industria Județului Sălaș are un protocol de colaborare cu Romul Telecom, care vine în sprijinul agenților economici din Județul Sălaș, care doresc să aibă întâlniri sau discuții de afaceri în incinta Camerei de Comerț Sălaș. Din aceste motive, rog pe domnul Miron Onacă, reprezentantul Romul Telecom, în 2 minute să vă spune despre ce este vorba. Anul trecut, Romul Telecom și Camera de Comerț și Industria Sălaș au încheiat un parteneriat, principalii beneficiari de acestui parteneriat fiind mediul de afaceri din județ. De câte ori aveți ocazia să ajungeți pe la Camera de Comerț și Industrie, aveți posibilitatea de a testa și accesa gratuit internetul de mare viteză de Romul Telecom. Prin două posibilități, eu mai aveți prin portalul nostru instalat la această adresă, fie cu laptopul sau cu telefonul noastră, fie prin conexiunea de internet fix, accesibilă în laptopul amplasat pe standul Romul Telecom în cadrul Camerei de Comerț și Industrie. În cadrul acestui parteneriat, Romul Telecom Business Solution vine în sprijinul business-ului din județul Sălaș, prezentând produse și servicii dedicate nevoilor dumneavoastră, pe care, în calitate de membri ai Camerei de Comerț și Industrie, le puteți achiziționa la tarife preferențiale. Scopul nostru în România, în aceste condiții, este să devenim numărul 1 produse ITNC, numărul 1 ca furnizor de voce și date și internet, împreună cu partenerul nostru Cosmonet, și să devenim prima alegere pentru clienții persoane juridice din România și din județul Sălaș, bineînțeles. În acest sens, venim la implicarea nevoilor dumneavoastră cu soluții integrate, optimizând costurile noastre de ITNC, precum periodic vom veni cu soluții pentru toți membrii Camerei de Comerț și Industrie din Sălaș. Începând cu luna octombrie acestui an, împreună cu partenerul nostru, vom oferi pachetul Business Connect, un produs ce include internetul bandă garantată pe fibră optică, precum și un pachet de servicii online Business School, o platformă online de cursuri pentru dumneavoastră și pentru angajații dumneavoastră, cursuri de marketing, leadership, din străină, administrarea afacerilor. De asemenea, un pachet online standard ce include un domeniu web, 100 de conturi de mail, manager DNS, SiteBinder și multe altele. Pentru orice informație vă stau la dispoziție, aveți carte de vizită și la domnul președinte și, de asemenea, că doriți. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Onacă! Sunteți în sală performerii economiei județului Sălaș pe 2010. Sper că acest lucru se va întâmpla și în 2011. Cunoaștem responsabilitatea dumneavoastră în plan social la nivelul localităților în care acționați și nu numai. Astăzi, așa cum v-am anunțat adineori, am început activitatea însumând 5 minute din timpul dumneavoastră cu două acțiuni. Una de binefacere de agenții economici și una cu participarea dumneavoastră, potențiala participare la acțiuni caritabile. Poate foarte mulți dintre dumneavoastră cunoașteți Fundația Casă din municipiul Zalău. Iar o activitate la nivel de municipiu, dar are răspândire ca și pacienți la nivelul național. O fundație căutată de mai multă vreme și acolo rezultate sunt cunoscute de foarte mulți dintre cei care intră și beneficiază de serviciile de acolo. Avem onoarea să avem prezent astăzi la această întâlnire. Repet, cu permisiunea dumneavoastră, nu cer scuze pentru acest lucru, pentru că sunt convins că veți primi bine ceea ce noi vă solicităm. A domnului Iosan Bermans, olandez de origine, cetățean de onoare al municipiului Zalău, omul care a însemnat foarte mult, practic fondatorul al acestei fundații și a Centrului de Îngrijire și Tratament de la Brădet, la ieșirea din Zalău pe stânga. Suntem în fază de a construi un departament pentru copii, de extindere a unui departament pentru copii, în cadrul centrului acasă. Lipsesc un număr, o sumă de bani. Jumătate din banii registrarului investiției sunt aduși de partea olandeză. Partea olandeză cere sprijinul comunității de afaceri din Sălaș și nu numai, pentru a aduce un aport de natură financiară, în primul rând, astfel încât acest proiect să poată porni în această toamnă sau în viitor.
balanțat pe există autorizații și avizele necesare pentru demararea acestui proiect. Avem o datorie să ne aducem tributul din putere financiar la acest proiect. În același timp, în 2000, te rog pe domnul Sambernaz, așa cum a spus cetățean de onoare al municipiului Zalău, onor primit tocmai datorită implicării dumneavoastră în această activitate medicală și socială la nivel de municipiu și județul Salaș. Vă rog, domnule Sambernaz, vă rog și pe Meda să ne sprijine în traducerea intervenției dumneavoastră. Ladies and gentlemen, good afternoon. I'm glad that the President invited me to tell you something about what we are doing in Fundația Artaza. Mă bucur că domnul președinte m-a invitat să vă pot împărtăși câte ceva din ceea ce se întâmplă la Fundația Artaza. A lot of people from you know that we are giving treatment and recuperation since 2004. Mulți dintre dumneavoastră cunoașteți că noi asigurăm tratament numeroaselor persoane care solicită din anul 2004. In between, we offer recuperation to more than 6,000 people. Și am ajuns să asigurăm partea de recuperare pentru mai mult de 6,000 de persoane. I can tell you we have only one problem. Long list of waiting people. O lungă listă de persoane aflate în așteptare. For adults, in this moment, 22 months. Pentru adulți am ajuns și la o așteptare de 22 luni. We have more than 600 small children who are waiting for recuperation. Și mai avem o listă de 600 de copii aflați în așteptare pentru recuperare. And you can understand, we cannot tell to them, please come back with your mom in 10 years. Și evident că nu le putem spune, reveniți peste 10 ani. So we like to help them now. Așa că dorim să-i ajutăm acum. So we prepare plans to make the construction, especially for small children. În acest sens am pregătit documentația necesară pentru a realiza o extindere pentru pavilionul de copii. We hope to finish the papers in a few weeks. În câteva luni finalizăm documentele. We like to start in primăvară. Iar la primăvară am dorit să începem în partea de execuție. And work there with the children in autumn, in toamnă. Iar la toamnă copiii se poate beneficia de serviciile noastre. As the President said, we need still some money. După cum a spus domnul președinte, suntem în căutarea unor fonduri. Dutch people gather in between 90% partea olandeză oferit 90% for this department, so we hope that the people from Salaș will gather also for their children money. Și avem speranța că și comunitatea din Zalău va contribui cu ceva la realizarea acestui obiectiv. Thank you for your attention. Solicitarea se adresează copiilor în special, cei cu probleme de handicap, în mod deosebit. Așa cum ați spus, așteptarea este foarte mare. Nu insist pe subiect. Poate că dumneavoastră aveți în familie, ați avut poate, aveți apropiați, aveți rudenii care au folosit serviciile sau utilizat serviciile acestui centru. Să sperăm că nu va avea nimeni nevoie viitor, dar ele sunt acolo. Sunt insuficiente din motive financiare. Gradul de recuperare, de atât mai spun și încheie acest subiect, este undeva între 60% și 70%, ceea ce este foarte mare în ceea ce privește recuperarea adulților și a copiilor. Mulțumesc pentru îngăduință. Să trecem la activitatea noastră anunțată pentru astăzi. Am onoarea să anunț prezența la adunarea noastră, în afară de perfumerii care sunt în sală la această oră, locul întâi din județul Salaș, pe domeniul de activitate, a doamnei Veronica Brădan, subprefecta județului Salaș. Vă rog, doamna Veronica, vă rog să ocupați loc la masă. A domnului secretar general al Consiliului Județean Blaicu, vă rog, domnule Blaicu. A domnului Radu Căpânașu, primarul
primarului și Crizalov. Vă rog, domnule primar. Așa cum bine știți, în fiecare an organizăm topul firmelor, de regulă toamna, din motiv obiectiv, pentru că bilanțele se depun undeva până la sfârșitul lunii mai. La această dată, sfârșitul lunii august, reușim să intrăm în posesia datelor care privesc activitatea agenților din luna de zile, și aici ne întâlnim la anul 2010. Am reușit, împreună cu colegii Camerei de Comerț, să întocmim un top, la baza căruia stau criterii naționale folosite de Camera de Comerț și Industria României, astfel încât clasificarea dumneavoastră pe locurile și pe activitățile pe care vă desfășurați activitatea în prezent, este făcută foarte fidel în funcție de indicatorii trecuți în bilanțul pe 2010. Cu permisiunea dumneavoastră, ca să intrăm în atmosfera mediului de afaceri, am pregătit de fiecare dată foarte sintetic câțiva indicatori pe care județul s-a realizat în 2010 și câteva date legate de evoluția acestor indicatori, a unor dintre ei, pentru că am vrut să intrăm în posesia tuturor datelor pe primele 6 luni din acest an. Număr de agenți economici înmatriculați în 2011, 12.895 la 31 decembrie 2010. O cifră comparabilă cu un număr de 11.900 în 2009-31-12. Practic avem o creștere a numărului de agenți economici înmatriculați în județul Salaș la oficiul de registrul comerțului cu 8% mai mult în 2011 decât în 2010. Interesante date. Ele ne-au parvenit de la Institutul Național de Statistică, deci nu există nicio ingerință a cuiva în redarea acestor. Nu ne asumăm obiectivitatea 100%, dar așa cum au fost date de Institutul Național de Statistică, așa ne le dăm și noi date referitor la județul Salaș, bineînțeles. Pe domeniul de activitate, ca să puteți vedea o evoluție, 2010-2009, agricultură și pescuit, piscicultură. Avem o creștere de 17,7% în 2010 față de 2009. Deci o evoluție pozitivă. Industrie, o creștere de 7% a numărului de agenți economici în 2010 față de 2009. Construcții, o scădere de aproximativ 3,5% pe aceeași perioadă. Comerț, o creștere de 2%. De asemenea, serviciile au crescut cu 1,2% 2010-2009 agenți economici. Cifre de afaceri, foarte interesant, încercăm să nu vă dăm date foarte multe, pentru că sunt greu de reținut, dar câteva date credem că vă vor crea posibilitatea să aveți o imagine asupra ce s-a întâmplat în economia în județul Salaș în 2010. Deci cifre de afaceri pe activități, pe cele pe care le-am enumerat, domeniile principale de activitate. Agricultură, pescuit, piscicultură. Avem o scădere de 3% a cifrei de afaceri pe 2010 față de 2009. Industrie. Avem o creștere de 42,7% pe județul Salaș. 2010 față de 2009. Construcții. Iată o creștere de 4% 2010 față de 2009. Credem că peste trendul național. Avem în comerț o scădere de 3,5% a cifrei de afaceri 2010 față de 2009. La servicii, de asemenea, avem o creștere de 11%. Un procent notoriu pentru județul Salaș. Profitul. Foarte interesant indicator de calitate în ceea ce privește activitatea județului Salaș 2010. Tot în agricultură și pescuit, avem o scădere de 26% a profitului 2010 față de 2009. Un indicator care nu este pe placul nostru. În industrie, avem o creștere de 275% a profitului pe 2010 față de 2009. Foarte interesant, de repet, datele sunt din bilanțurile dumneavoastră. Construcții. Avem o scădere a profitului de 16%. La comerț, avem o creștere a profitului de 23,7%. Vreau să fac precizarea din stat. Camera de Comerț și Industrie la României, inclusiv cele teritoriale, funcționează în baza legii 335, sunt organizații non-guvernamentale, non-profit și apolitice. N-au nicio fel de conotație politică, ceea ce noi vă prezentăm aici. Numărul de salariați. Pe domenii de activitate. Am avut în 2009 salariați în industria, în economia județului Salaș, 25.972. În 2010 am avut la 39.12, 26.048 de salariați. Practic o creștere cu 0,2% față de 2009. Câțiva indicatori sintetici. Valoarea producției industriale. O creștere pe perioada care, de această dată, semestrul 1-2010 față de semestrul 1-2011, față de semestrul 1-2010, o creștere de 12%.
Deci trendul, în ce privește valoarea produsului industriale, este menținut și în 2011 față de 2010, aceeași perioadă, primul semestru. Productivitatea a fost un indicator de calitate, în ceea ce privește aprecierea activității mediului de afaceri. O creștere de 11% în semestrul 1-2011 față de semestrul 1-2010. Sunt rezultatele activității dumneavoastră, stimați colegi și colegi. Valoarea cifrei de afaceri. O creștere de 33% în semestrul 1-2011 față de semestrul 1-2010. Iar un indicator bun de apreciat. Atenție băncile. Vă aflați deja într-un mediu în care merită să-l dedicați cu costuri minime. Investițiile realizate în semestrul 1-2011 sunt undeva la nivelul de 21 de milioane de euro. Comerțul exterior. Avem o balanță favorabilă. Un export de 105 milioane de euro, un import de 71 de milioane de euro. Practic, o balanță pozitivă cu 47,2% mai mare exportul decât importul. Este iar un lucru pozitiv. Este undeva trend la nivel național, dar nu se scrie, al nostru depășește trendul național. Al nostru la nivel de județul Salaș. Sigur că aici sunt câteva industrii care și-au spus punctul de vedere, cuvântul greu, industria metalurgică, confecțiile și câteva produse agricole. Sunt cele care marchează exportul județului Salaș. Numărul de salariați și câștigurile salariale. Așa cum a spus Adineaur, 41.900 salariați pe semestrul 1-2011, la sfârșitul 1 iunie. Mai mare cu 0,7% față de luna mai anul acesta. Și mai mic cu 1,6% față de anul trecut, aceeași perioadă. Câștigul salariat. E o curiozitate pe care am avut-o și eu. Brut, pe 2011, luna iunie, 1461 de lei. Mai mic cu 27% față de luna iunie, decât salariul mediu brut pe economie. Salariul este departe de ceea ce înseamnă câștigurile brute pe economie la nivel de România. De asemenea, câștigul nominal net este de 1072 de lei. Mai mic cu 27% față de media netă pe economie. Deci aici se vede, din păcate, un indicator care nu ne face neapărat cinste. Numărul de șomeri. Închei cu asta prezentarea indicatorilor sintetici. La sfârșitul lunii iunie 2011, în Sălași era un număr de 6.067 de persoane, reprezentând practic 1,4% din numărul total pe țară al șomerilor. Mai mic cu 4,3% față de luna mai, anul acesta. Și mai mic cu 32,9% față de luna corespunzătoare din anul precedent. Deci iunie, anul acesta, numărul de șomeri în evidență la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă este mai mic cu 32%. Este clar? Ele sunt în această indicatură, este concordanță cu rezultatele pe economie la nivel de județ Sălaș, pe perioada menționată. Avem, în schimb, în plată un număr mai mic de persoane, 2420 de persoane în plată, șomeri în plată, față de 6000 când sunt în evidență. Rata șomajului. În iunie 2011 a fost de 5,6%, în raport cu producția activă, cu populația activă civilă din 1 ianuarie 2010. Mai mare cu 0,8% față de rata pe total țară. Deci șomajul este cu 8% mai mare, cu 0,8% decât șomajul pe țară, ce scuze. În luna iunie 2011, ponderea șomerilor înregistrați în populația stabilă de la 1 ianuarie 2010 este în vârstă între 16 și 62 de ani, a fost de 4%. Doar vă spun câteva cifre comparative. În județul Cluj, rata șomajului pe perioada menționată este 3,3%. Reamintesc, 5,6% este în județul Sălaș. 4% în Maramureș, 4,4% în Satu Mare, 3% în Bihor, Timiș 1,8% și cea mai mare în Vaslui 9,4%. Vedeți unde ne situăm pe aceste carte al ratei șomajului. Vă mulțumesc pentru răbdare. Vrem să vă prezentăm acest indicator sintetic la nivel de județul Sălaș, astfel încât să aveți o imagine a ceea ce se întâmplă cu economia județului. Legând de la aceste date, de la aceste rezultate, unele pozitive, unele negative, îi rog pe participanții la adunare, reprezentanții instituțiilor județene și locale, să aibă un cuvânt în ceea ce privește rezultatele economice ale noastre, ale tuturor, pe anul 2011, în ceea ce privește perspectivele eventuale mediului de afaceri din județul Sălaș, în contextul actual național și mondial. Îi rog pe domnul secretar general al Consiliului Județean să aibă un mesaj către participanții la topul firmelor 2010. Vă rog, domnul secretar. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ziua doamnelor și domnilor. Mai întâi dați-mi voie să vă transmit salutul întregii membrii de Consiliu.
Sălaj. Apoi aș vrea să vă spun că ne găsim la un moment de, la un moment de bilanț, la un moment altor formelor. Este vorba de un top al fermelor din județul Sălaj, ceea ce înseamnă sfârșitul unei perioade, un an, în care unii au reușit, alții au reușit mai puțin, iar alții nu au reușit deloc. Cei care ne aflăm aici, cei care ne aflați aici, sunteți cei care au reușit. Și pentru aceasta am meritat să fiți felicitați. Sigur că parcurgem un context economic dificil, cu toții știm asta. Sigur că mulți dintre dumneavoastră vă așteptați la măsuri, sigur, în deosebire guvernamentale, dar și locale, încurajatoare care să vină sprijinul dumneavoastră. Nu întotdeauna acestea sunt cele care apar sunt și măsurile pe care le așteptați. Din situația prezentată de domnul președinte, se desprinde totuși o concluzie. Lucrurile nu sunt așa de negre precum par. Am înțeles, domnule președinte, că există o creștere a profitului în multe domenii, există o creștere a numărului de salariați. Trebuie să trăim cu speranța că lucrurile vor merge înainte. Noi cu toții suntem cei care le putem duce și sunt convins că vom face. Eu aș vrea să felicit pe toți cei care figurează în topul firmelor în județul Sălaj, ca în 2010, și să le urez cu succes în continuare. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor, bună ziua tuturor. Cu toți știm că traversăm o perioadă extrem de grea. Cred că este una dintre cele mai grele perioade post-decembriste și este foarte greu să supraviețuiești, sincer, dar să faci performanță este și mai greu. Dar dumneavoastră, cei prezenți astăzi aici, în acest eveniment, sunteți exemplu concret al faptului că ați reușit, că ați performat și rezultatele dumneavoastră sunt cele care arată de ceea ce sunteți în stare. Rezultatele dumneavoastră arată efortul și munca pe care le-ați depus în cursul anului precedent. Într-adevăr, guvernul actual a avut cea mai grea misiune dintre toate guvernele precedente și chiar dacă a fost nevoit să ia măsuri grele, măsuri dure, măsuri nepopulare, aceste măsuri au trebuit luate și asumată această responsabilitate de a scoate țara din criză. Dar dumneavoastră sunteți cei care ați reușit să faceți acest lucru. Dumneavoastră puteți să ajutați țara să treacă peste acest greu moment și meritați, sincer, toate felicitările și atât din punctul meu de vedere personal, cât și al instituției prefectului, vă transmit mesajul de sincere felicitări, multă sănătate și mult succes. Vă mulțumesc!